Natal mă super nu și bine m-am găsit la primul videoclip din secrena, dintr-o seră nouă. Aceasta se numește Spirit Builders. Aici pe un server român, după cum vedeți, avem de construit foarte repede niște chestiuțe. Aceste chestiuțe, dacă nu le construiesc rapid, da, ai fost RIP, te-ai dus RIP și ai ales să fii RIP. Eu nu vreau să fiu RIP, nu am câștigat, adică am câștigat câteodată un meci de Spirit Builders, nu foarte des, pentru că nu sunt chiar așa de bun. Majoritatea vă ziceți, vai, lasă-te de YouTube, nu știi să joci deloc. Dar după cum vedeți, a trebuit cu o secundă în spatele primului. Poate că sunt și un pic cam slabă, nu știpi, dar nu chiar, mi se pare. Nu mai slab ca nimeni. Nu slab deloc, nu-i bine. Asta e chestia la care nu mă pricep deloc. Vă rog, oameni buni, vă rog, de ce îmi dați mie construcția asta enervantă? Pe mine mă enervează, deci sincer, o urăsc din tot sufletul meu de YouTuber, o urăsc construcția asta, că dacă vă pare simplă, nu e. Poate Marsa și altele poate o face, dar eu, niciun caz, să nu vă gândiți niciodată la asemenea lucruri. Eu o să fac o construcție pe care o mac și altele, o face ar fi ceva gen minune. Și de obicei la Spielberg, la asta, nu se întâmplă minuni. Nu știu ce am vrut să fac. Ok, m-am prins și eu, îmi spun și cum e construcția asta. Trebuie să mă pun pe margini, să pun un pic în sus. Am făcut cât de cât un tip, doi dintre tip au făcut perfect. Mai ar fi logic să ies pe asta îmi place să, tot timpul câștig, da. Sper să nu fac X în momentul când filmez o greșeală istorică. Fac realizări istorice, dar și greșeli istorice lamentabile, greșelile mele. Deci mor când vezi ce greșeli de noob fac eu. Folosesc cuvinte complicate. Ok, nu termin, șanse foarte mici să termin. Dar dacă sunt cam nevacativist, tot timpul sunt așa, să nu credeți că... am terminat. Al treilea, v-am zis, șanse mari să fiu al treilea, că de-a judecă odată, 1, 2, op, și dau. Și a rămas dintr-o dată 3. Sper să-mi dea o construcția mea care îmi place mie. Nu, ciocanului tău, du-te, cunosc ciocanule. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3 pe 5, 3 pe 5, nu-i chiar așa de greu. Deci, a venit ca aici ar fi prin 1, 2, 3, două încolo, da, perfect. L-am poziționat bine, 1, 2, 3, 4, 5, vine bine, ok. 3 pe 5, nu știu exact unde trebuie să vină ciocanul. Aici, man. Am terminat, Pavel. Toți, am terminat. Nu lucrul ăsta, mai greșit o dată. Nu înțeleg cum trebuie să faci experimentul vieții. Nu înțeleg ce trebuie să faci cu restul din mâna ta. Pentru că eu zic că e inutil acest restaun. Dar văd că nu e inutil pentru că, na, ar trebui să ajute cu ceva. Nu doar să ne stea în cale și să ne vină în minte zgomotul acela că nu o să reușești. Și restaunul să ne râdă în față și să ne zică ha ha ha, noi ți-am făcut-o și în foarte puțin timp nu o fac. Ce greșeală am făcut? Cât nu plec eu? Nu, te rog. 70%, cât am făcut? Am făcut bine, am ajuns în finală, băieți. Oh yeah, boss. Oh yeah. Dacă îmi dă fix acum construcția aia... Nu, fire pătrate, nu, mă, nu, te rog. Galben, pătrățel. Deci, perfect, galben, pătrățel.
nu înțelegeți limba mea, eu vorbesc o limbă mai ciudățică, sau nu știu cum să o caracterizez, dar așa mă gândesc eu, galben pătrățel, mai multe limbi ciudate de ale mele, am început și să inventez limbi, sunt cam nebun, în ultima vreme am înnebunit, dar oamenii mai și nebunesc, de ce am spart blocul ăla, aveam nevoie de el. Și acum l-am spart și mă trebuie să fac din nou tot. Ok. Cum a terminat tipul ăla? What? What the fuck is this? Cum? GG, băiatule. A fost eliminat după o lungă călătorie. Ai câștigat jocul, GG, băiatule. Ești foarte tare, ești bun, foarte bun, extrem de bun. Da? Cam atât a fost. Și acum vreau să vă prezint un pic acest server, pentru că este foarte interesant. Și poate vă place, vreau să vă prezint puțin. Serverul pe care The Link a zis că este cel mai popular server din România. Cel mai... Înțelegeți voi ce vă zic? Are Lucky Island, Avent, ok, nu prea știu. Și asta, PlaySun, Skyworld, Survival Games, Survival, Skyblock, Spielberg, dacă mai zice, SkyPVP. Sunt multe chestii tale la acest server. Adică, și toți, mai mult cât cel mai mult pe Spielbuilders, pentru că e apărut nou și toată lumea vrea să vadă cum este. Da. Cum vedeți, acestea voi face și poate voi face o serie de Lucky Island, dar nu merge de acum pe serverul ăsta care vreau să încerc, dar nu merge. Prison poate, da, să vedem ce e la Prison, o armugă. Uitați-vă la mine ce bine stă în armugă de Diamond cu cânticica în mână, stă perfect. Cânticica asta, ia să vedem ce se întâmplă. Îi zic că îmi stă bine lângă, stai să vedem. Să facem poză. Să facem aici poză, o mică poză. Bum, făcut. Uitați-vă la mine ce bine îmi stă în armură de diamond și lângă niște iron. Și cărbune. Da. Poate să fac un episod de Prison. Ce ziceți? V-ar plăcea? Ne, ar fi șmecher. Eu, după cum ați văzut, eu filmez pe la ora 4. Dar de obicei mai filmez și seara, dar de obicei filmez cam după amiază, pentru că, nu știu, n-am gândit de vreau să filmez, pentru că sunt chiar băit foarte. Da, da. Cam atât a fost, sper că v-a plăcut acest episod de Spiel Builders și o prezentare a serverului și un pic am uitat pe Prison ca să vă arăt ce bine stă din Diamond. Da, dacă vă place și vreți să continuăm seria, să vă dați un like și să vă dați la canalul meu. Pa, pa!